Hei, salutare! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, micuțul meu canal de YouTube. Și apropo, dacă vreți să crească canalul meu, aș aprecia să vă abonați, să-mi lăsați feedback-ul vostru, să-mi spuneți ce ați vrea să mai vedeți pe canal, să mă urmăriți pe Facebook, Instagram, Pinterest, Pink Magic Beauty. Am așa un entuziasm să desfac acest colet și de asta mă grăbesc un pic și nici nu vreau să fac un clip foarte lung și plictisitor, așa că vă aștept pe toate rețelele de socializare pe care eu sunt prezentă să-mi scrieți și să mă urmăriți și să vedeți pe blog ce articole interesante am mai scris. Oricum vă las totul în descrierea clipului. Și să pornim pentru că sunt mega, mega entuziasmată de ce mi-am cumpărat. Ah, și plus că mi-a venit... Upsi! Ah, mă scuzați! Vedeți ce se întâmplă la unboxing? Dărâm pe aici totul când sunt mega entuziasmată. Am dărâmat spațiul un pic. Mi-a venit al treilea recipient cu pudra mea minune de ciocolată care este delicioasă. O să vă arăt și cum se prepară într-un clip. Și este mega cremoasă. Intenționez, v-am mai spus, să-mi fac înghețată, încă n-am apucat să fac. Este delicios. Bine, eu folosesc lapte de vacă în amestec. Da, aici aveți cu lapte de vacă sau cu, în fine, lapte de soia sau alte băuturi. Vă mai las aici detaliile, oricum o să scriu și un articol pe blog pentru că este foarte tare produsul. Eu mi-am făcut abonament, practic ce înseamnă asta? Cumperi 3 produse, iar al patrulea îl primești gratuit în comandă, în comanda a patra. Așa că, na. Mi-am luat acest peeling, o chestie, o ceva pentru că din când în când mai am nevoie și de... Deci, peeling pentru piele se aplică pe pielea curată și se lasă să acționeze timp de maxim 20 de minute. Se clătește și aia e. Deci, conține alfa și beta hidroxiacizi. Deci, cu grijă, nu lăsați mai mult, nu faceți giumbuș lucruri. Mai bine puneți pe piele, vedeți cum vă simțiți, 5 minute, prima aplicare și tot așa. Nu forțați norocul prea mult cu treaba asta. Am mai cumpărat o... Deci vedeți că sunt no-wage. Este gama lor super tare pe parte de skincare. Eu, în fine, folosesc... Este un set ecolagen sau eco... Ceva se cheamă, este pentru 30 plus. Un set cu gel de curățare, ser, cremă de ochi, cremă de zi, cremă de noapte, în fine, e foarte mișto oricum. Mai știu, vi l-am arătat, v-am povestit de el. O să fac un clip ca să fim mai bine. Deci este o cremă, eu știu că avea și SPF, dacă nu mă înșel. O să mă uit și vă las în descriere. Da, este o cremă de zi, de un primer. Formă, îți poți aplica rutina de skincare liniștită. Tot de la Novage am cumpărat o cremă de mâini cu SPF 25. Da, o să ziceți că pe bune, da, pe bune, pentru că știți că îmbătrânesc imediat mâinile, mai ales acum cu sutele de spălări. Nu e când ne spălam pe mâini și înainte, dar acum, na, și cu toții, toate soluțiile de dezinfectat și toate minunile, așa că, plus că e vară și un SPF nu strică pe piele decât să fie îmbătrânită, zbârcită și cu petele acelea de bătrânețe, cum s-ar spune. Așa că e mai safe cu o cremă
Mi-am mai cumpărat din gama aceasta minunată de e vegan, deci crema este vegană. Mi-am cumpărat o cremă de mâini. Eu sunt curioasă, domnule, cum miroase, pentru că cred că miroase senzațional. Văd acea plantă, în fine, un fel de mâna Maicii Domnului, dar varianta pe roz. Am și eu în curte, dar este, am florit foarte sus, pe vrej, ca să zic așa. Wow, cât de tare miroase! Deci genial. Păcat că nu puteți. Ea este albă. Nimic. Haide, mă. De ce nu vrei să focalizezi? Este albă și lejeră, foarte lejeră. Așa, am și eu planta asta în curte. Este cățărătoare. O am și varianta clasică cu alb. Dar am florit destul de sus și am reușit să miros foarte puțin, adică nu m-am bucurat intens de miros. Tot din gama aceasta cu minerale și, în fine, vegană, naturală, vedeți că are și formulă biodegradabilă, deci foarte tare. Mi-am cumpărat și un gel de duș, în fine, body cleanser, în fine. Da, un gel de duș sau în fine, tocmai ieri mi-a trimis maică-mea un, bănuiesc că știți glumița că gel de lighean aveți, adică gel de lighean, poate vreți să spuneți gel de duș, nu gel de lighean pentru că eu n-am duș, mă spăl la lighean, știți așa și eu, un gel de cabină de duș, că eu am cabină de duș, da. Mi-am cumpărat și un after sun, nu știu cât o să stau eu la soare în această vară cu bebiță, vă dați seama. El momentan are 4 luni jumate, până la 6 luni nici nu trebuie să-l vadă soarele pentru că nu există produse destinate lor cu factor de protecție, așa că abia după 6 luni, deci se duce vara. Da, poate, poate aici colo mă vedea și pe mine mă-i pun un pic în curte. A, este sigilat. Da. În broșură se vedea, era ceva foarte gelatinos și părea foarte răcoritor, așa că l-am cumpărat un pic din impuls. L-am văzut foarte răcoritor și cred că mi-era mie cald când l-am văzut și am zis ok, trebuie să mi-l cumpăr. Bun, asta nu mai vedem. A apărut minunatul borcanaș magic cu mentă. Deci cu ulei de mentă și pentru vară mi se pare mega răcoritor, așa că mi-am luat și eu unul să văd cum e. Bănuiesc că e senzațional pentru buze, mai ales dacă ți-e sete sau ceva. De fapt, mi-a sărit în ochi acest ser de picioare cu, nu știu, repară, face cu uleiuri, cu ulei de, ce e, de arbore de ceai, vitamina E. Cu acid salicilic. În fine, da, este un ulei de picioare, tălpi, un ser, un ceva. Am cumpărat unul pentru mine, unul pentru mama mea, să vedem cum o fi. A, ce tare că au o valabilitate mare. Deci, dacă nu îl încercăm acum, îl încercăm mai încolo și nu expiră. Foarte tare, abia aștept să-l încerc, sinceră să fiu. Că din când în când simt nevoia de ceva hrănitor pentru picioare. Mi-am mai cumpărat și un cleștișor, era la mega reducere și cum pe cel vechi nu îl mai găsesc, nu știu unde l-am pus. Am zis ok, măcar să dau acolo un clește la gene dacă n-apuc să le rimelez. Și pentru a nu mai plăti transportul și taxa și toate minunile, taxa de ceva, de manevrarea coletului, în fine, mi-am adăugat în coș această eșarfă care îmi place foarte mult. Deci are niște culori și o combinație așa superbă, merge și primăvară, și vară, și toamna chiar. Deci foarte mișto eșarpa și văd că este și, în fine, sustenabilă. Este un articol care are 40% poliester,
realizat din sticle reciclate. Foarte tare. Adică faci un bine și pentru natură și pentru... Și ce-am dat 20 de lei pe o super eșarfă și e mare. Deci chiar este mare eșarfa. Este, vedeți că e în multe straturi. E foarte frumos colorată și e foarte plăcută la textură. Deci e foarte tare. Așa că nu ocoliți eșarfele, că sunt foarte mișto. Iar asta chiar îmi place super mult. Bine, eu știți că sunt fan eșarfe, dacă ați mai urmărit unboxing-uri de la Oriflame, ați văzut că mi-am tot cumpărat. Îmi plac foarte mult eșarfele. Deci chiar sunt super, super. Ia să vedem ce mai zic oamenii aici. Și au un gel de duș cu, păi, de mine, ceva cu cristale, cristalogie, cristal ceva. Ok. Interesant. O să-mi-l comand și una. E 10 lei. Nu e o avere. Chiar o să-l încerc să văd care-i faza cu el așa. Stau să desfac catalogul să vedem mai bine că nu... Haide, mă! Ia uite, doamnele, dragă. Mă chinui să desfac un... Foarte tare. Foarte, foarte tare. Ia să vedem, domnule, dragă, ce mai e pe aici pe la oferte. Dar chiar mi-a plăcut gelul acela de duș. A, ia uitați și geantă cu imprimeul floral pe care l-am eu pe eșarfă. Foarte tare. Ia să vedem ce bijuterii mai sunt pe aici. Da, deci au accesorii foarte, foarte frumoase. Deci foarte frumoase sunt. A, ce drăguț! O să-i cumpăr și eu lui bebiță un prosop cu glugă, un iepuraș. O, ce tare! Da, deci chiar o să-l adaug acum în coș. O, deci abia aștept să-l văd pe haioșelul. Prosopul cu iepuraș. Are și el tot așa un soi de iepuraș și un... Nu știu ce e ăla cu urechile alea. Cred că e un soi de cățel ceva. Foarte tare. Da, a, ia uitați și agenda cu imprimeul cel floral. Vai, cât de haios e. Deci abia aștept să-i cumpăr și lui. Că are prosopele și are chiar și halat. Încă nu i-am pus halatul. L-a primit de la o prietenă foarte bună de-a mea. Dar încă nu i l-am pus. Dar un prosop de ăsta, vă dați seama că nu strică niciodată. Un prosop în plus. Că, na. Au și ei nevoie. Ah, ia uitați, dacă aveți cuperoză, găsiți la reducere. Da. Foarte tare. A, ce-mi place, cum e așa cu verdele ăsta, catalogul. Mi se pare mega energizant, așa și răcoritor de vară, deci au ales foarte tare coperta de cor. Ah, că vă ziceam, deci s-a deschis, vedeți, nimic nu e întâmplător în viața asta. Ecolagen, da, acesta este setul pe care îl folosesc eu și este genial, deci îmi place super mult. Crema de zi are chiar și SPF 25 sau nu mai știu dacă nu mă înșel, scrie pe ea 35, da. Da? Focalizează? Nu. Are 35. Crema de noapte are niacinamidă, adică curăță tenul, e mai luminos, este mai omogen. E foarte mișto și intră foarte repede în piele. Deci ăsta mi se pare un set. Mă uitam aici la serul acesta cu acid hialuronic. Da, deci practic fac prima oară pasul 1. Curățarea. Pasul 2, aplic serul pe toată pielea, după care ba nu, da, deci mint. Sunt bulinele. Vedeți, are 8 punctuleți, curățarea, crema de ochi, pe urmă aplic imediat serul pe toată fața, da, și evit zona ochilor. Așa este că dai repede, repede la ochi ca să scapi. Și după aia, în funcție de
momentul zilei, că e zi sau seară, aplic crema de zi sau de seară, dar cele trei le aplic și înainte de crema de zi și înainte de crema de seară. Și este genial. Deci îmi place super, super mult. Da. Foarte tare. Da, eu uneori mai ratez crema de ochi, trebuie să recunosc. Aici m-ați prins. Da, uneori aplic serul și repede, repede aplic crema. Na, e mai complicat acum cu bebe, nu mai am timp de ritualul. Dar e foarte bun. Deci acest set, adică chiar nu-s banii aruncați degeaba. Chiar își merită banii. Își merită banii și bine, eu oricum îl cumpăr mai ieftin că fiind înregistrată, înscrisă, mă bucur și de reducerea de 7% în cazul 7. Doamne, nu mai știu cât e reducerea. În fine, o să vă scriu. Ideea e că dacă vă înregistrați și voi vă las linkul, o să-l luați cu reducere. Deci nu mai știu cât sunt reducerile. Fine, la un moment dat e 20%, cred că e 20, 30, 40%. Așa e. M-am bulversat. Nici eu nu mai știu. Că nu mă uit, eu aleg ce-mi place, le adaug acolo și văd că... A, ce drăguț! Din aceeași gamă au la reducere... Gama minune, de v-am spus-o. Au șampun și balsam. O să mi le adaug și eu pe astea în coș. Foarte tare. Foarte, foarte interesant. Da, vă super pupăcesc, am făcut un clip super lung, deși nu asta era intenția, eu voiam să fie foarte scurt, dar na, așa a fost să fie. Vă mulțumesc că mă urmăriți, dacă aveți întrebări nu uitați, mă găsiți pe Facebook, Pinterest, Instagram, Pink Magic Beauty. Vă super pupăcesc și să ne vedem la următorul clip cu idei și produse și mai drăguțe. Pupici!